Bună ziua! Mă aflu astăzi din nou în studioul Puterea Știrilor, alături de domnul Victor Ponta, președintele Pro-România. Bună ziua, domnule Ponta! Vă mulțumesc că ați acceptat din nou invitația noastră. Eu mulțumesc pentru invitația, așa într-o vară foarte fierbinte, dar înainte de o toamnă care cred că va fi și mai fierbinte. Asistăm de ieri la un schimb de replici între dumneavoastră și premierul Viorica Dăncilă. Dumneavoastră ați spus că Dăncilă v-a ofertat pentru a intra la guvernare. Da. Iar doamna vă acuză că sunteți mincinos. Haideți să lămurim puțin lucrurile. N-a zis că nu m-a ofertat. A preluat așa niște fraze. Nu cred că a scris doamna Dăncilă pe Facebook. A preluat niște fraze pe care le folosea înainte și domnul Dragnea și cred că de la biroul de presă al PSD. Ați spus dumneavoastră într-o postare. Dincolo de aceste lucruri, ce era important? În luna august, mai mulți oameni pe care îi respect m-au sunat, m-au rugat, mi-au dat-o pe doamna Dăncilă la telefon de la PSD. Să ne vedem. Da. Să mă văd și cu doamna Dăncilă, să mă văd și cu domnul Tăricianu. M-am văzut și dincolo de aceste polemici am discutat ceva foarte concret în care eu cred și care și mâine dacă s-ar întâmpla nu m-aș răzgândi indiferent ce a zis doamna Dăncilă despre mine. Și anume că este nevoie de o restructurare guvernamentală, dar nu doar că se schimbă trei miniștri, pleacă Ionescu, vine Popescu sau în loc de 28 sunt 25. Și o altă gândire, clar că administrația publică românească s-a dovedit, din păcate, și în cazul Caracal, se dovedește practic zi de zi, este nefuncțională în acest moment. Și trebuie o restructurare guvernamentală. Și am zis, doamna, mă rog, Viorica, dacă vrei să faci o restructurare a guvernului în modul serios, așa cum eu cred că ar trebui să fie, te susținem. Doi, trebuie un alt program de guvernare, tot ce a spus ce desena la tablă, în 2016, Liviu Dragnea, după aceea, nu mai e valabil. Din păcate, 2 ani și jumătate s-a întâmplat cu totul altceva. Am văzut unde ne-a adus programul ăsta de guvernare. Doi, nu mai merge nici politic pentru PSD, povestea asta pe care eu văd că n-au ieșit din ea. Noi dăm pensii și salarii și uite că n-ai convins nici pensionarii, nici oamenii din la bugetari să te voteze. Nu mai merge, îți dau pensii și salarii, hai votează. N-a funcționat și nici nu cred că funcționează. Oamenii au alte așteptări în acest moment. Fă un program de guvernare pe 15 luni, până în decembrie 2020, în care spui adevărul, cam ăștia-s banii, cam asta vrem să-i cheltuim pentru o administrație publică mai eficientă, spitale mai bune, să începi niște autostrăzi, să faci ceea ce oamenii așteaptă în acest moment. Și aici, într-un fel, mi-a dat dreptate. În al treilea rând, am spus, hai să terminați, să terminăm odată. Dacă oamenii urăsc ceva în acest moment la guvernul actual și la tot ce se întâmplă în mai jos, primării, consilii județene, este clientelismul ăsta care realmente a existat totdeauna în România, probabil de la, nu doar de la fanarioți. Dar acum e un cancer. Eu i-am spus telormanizarea, în care aduci oameni, ministru pe care l-aduci, nu l-aduci. Dom'le, se pricepe la sănătate sau la educație sau la cultură și l-aduc să... Nu l-aduc pentru că este de la PSD Alba sau e de la PSD Maramurei. N-a putut să vină chiar baronul și și-a trimis Arsene și-a trimis șoferul ministru. Buzatul își trimite. Și a zis, nu se mai poate. Oamenii s-au săturat de acest clientelist care se duce mai jos. Ei văd că și în primărie se întâmplă la fel. Văd că și la Direcția de Sănătate Județeană, și la ANAF-ul de nu știu unde, și la totul este pe pile, pe relații, pe de la partid, rude, prieteni. Fă o ruptură de chestia asta. Adu niște miniștri, nu știu, că-ți de la PSD, că-ți tehnocrați, nu poți să-i aduci de la PNL sau în altă parte. Dar ia-i pe acest criteriu al competenței. Dom'le, cine e cel mai bun, cel mai deștept pe agricultură? Domnul Daia că e popular că mănâncă din porbagaj. Nu, hai să luăm banii să vedem ce facem cu agricultura. Am dat un exemplu. Sau pe apărare. Se duce domnul Iohannis acum, discută despre înzestrare. Ministrul nostru, nici nu știu dacă mai avem un ministru. La interne ați văzut ce catastrofe au ieșit. Nu știu dacă reușesc să rezolv. Ultimul n-a rezistat două săptămâni. Astea au fost lucrurile pe care eu le-am spus și public. Le-am spus și în privat, doamnei Dăncilă. Mi s-a părut că mi-a dat dreptate. Adică... N-a fost împotriva ideii. Inclusiv a zis, haideți, ce portofolii ar vrea Pro-România și cu ALDE. Și... Stai, nu, cred că e prea repede să discutăm despre portofolii. Cred că e important dacă ești de acord cu aceste lucruri, fără de care, după părerea mea,
guvernul va eșua oricum și ești prim-ministru, nu cred că îți convine. Stânga, ideea de stânga, o să aibă candidați la prezidențiale toți care nu intră în turul 2. O să fie și doamna Dăncilă și domnul Tăriceanu și domnul Pleșoianu și nu mai știu, de la Pro-România, Sorin Câmpeanu sau, și ne batem pentru locul 3. Și la alegerile de la anul nu ai ce să spui, oamenii îți vor reproșa. Ultimul punct la care cred că de acolo a apărut supărarea, a apărut de la ideea mea în care am spus nu merge să candezi și tu, Viorica, să candezi și Tăriceanu și eu cred în continuare și sunt cel pățit în 2014, dar l-am și trăit-o în 2009 și în 2004 fiind în staff-ul lui Adrian Năstase și dacă vreți într-adevăr să contăm, hai să punem un candidat comun, PSD, ALDE, Pro-România, poate și alții, dar pe care să nu fie ștampila că e PSD-ist. Noi nu i-am zis, retrage-te tu să vină Tăriceanu sau retrageți-o voi să vin eu sau... Dar de unde să vină candidatul ăsta? Un candidat, un profil public de stânga, dar care să nu aibă această ștampilă politică. În acest moment oamenii detestă pe bună dreptate tot ce este 100% politic. Chiar și domnul Iohannis își face iluzii dacă el crede că e popular așa că e politician. Într-un fel, voturile pe care le va lua cu siguranță sunt voturi contra celorlalți. Domnul Barna încearcă chestia asta, spune, domnule, eu nu sunt politician, da, dar uite, e șef de partid la USR, ai dat un prim interviu, ai ieșit prost treaba. Astea au fost lucrurile pe care le-am discutat cu doamna Dăncilă într-un mod civilizat. După care, probabil că chestia cu candidatura la prezidențială a supărat-o foarte tare și a convocat un CEX în care au decis ei să nu primească Pro-România la guvernare. Mie mi s-a părut o glumă, mi s-a părut așa o joacă de copii. Că eu am zis, asta, tu m-ai sunat, că nu, n-am ajuns-o la vila de la Neptun, nu mă lăsase PP-ul să intru dacă nu mă chemai tu. Nu am vrut să intru la guvernare, că mi-e mai bine în opoziție. Am fost la guvernare și știu cum e. Am crezut și cred și acum că e nevoie de un proiect de unitate a celor de pe stânga, pentru că altfel luăm bătaie toți, și PSD, și ALDE, și Pro-România. Dar unitatea nu se poate face în jurul, hai toți să o susținem pe Viorica Dăncilă, ci în jurul unor lucruri pe care alegătorii de stânga le așteaptă. Și anume, hai să oprim chestia asta cu inflația. Hai să facem într-adevăr investiții în zona de sănătate, educație și infrastructură. Hai să punem niște oameni competenți. Eu discut cu cam cu toți PSD-iștii și toți îmi spun, domne, nu se mai poate. Uite cine, uite pe cine pune, uite pe cine împing ăștia. Nu mai scăpăm. Și de acolo a apărut, să zic, conflictul public. Din punctul meu de vedere, conflictul public e închis. N-am chef și dorință să port polemici cu doamna Dăncilă. Oferta mea publică, aceea de a sprijini restructurare guvernamentală, restructurarea administrației, un nou program de guvernare, alți oameni ca miniștri, dar și mai jos, nu doar miniștri, stabilitate și predictibilitate pe zona fiscală. Cred că și asta i-am spus, nu știu dacă s-a supărat sau dacă a înțeles, i-am spus, uite, dacă aș susține vreodată un guvern, l-aș susține cu prima condiție să nu mai dai nicio ordonanță pe codul fiscal. S-a făcut referendum să nu dai pe codul penal, lumea vorbește, nu, dom'le, nu mai da pe codul fiscal. În 2015 eram prim-ministru, Teodorovici era ministru de finanțe și mi-a venit cu gogorița asta cu impozitul pe bacșiș. Vreo lună jumate am aplicat-o, așa zis aplicat, a ieșit un dezastru. Mai puțin nu puteam să ies pe o terasă sau la un restaurant, că mă înjura toată lumea. Dom'le, ce? Și i-am zis, Eugen, las-o că a fost o prostie, hai să o luăm înapoi. Adică, dă-o încolo, că nu de la impozitul pe bacșiș și pe care nu putem să-l aplicăm. A apărut în 2019 din nou. Dom'le, prima dată să greșești e omenește, să-ți iei greșeala înapoi iarăși, un semn de că ți înveți lecția. De ce să te ții de prostii? Cam asta a fost discuția. Și mai departe am discutat și cu domnul Tăricean. La fel i-am spus. Călin, cred că lipirea de o guvernare proastă, rea. Ok, a fost guvernarea Dragnea. Dați pe Dragnea toate vina că acum nu se mai poate apăra. Dar dacă nu faceți un moment zero, un T0, în care spuneți ce a fost până acum n-a fost în regulă. De acum încolo 15 luni. Atât câte sunt. După aia predai guvernarea, vine PNL, USR, treaba lor, dacă îți pregătiți. Dar predai o țară care merge în direcția bună. Ideea nu-i să o predai făcută praf. Că e adevărat, o să aibă probleme PNL-ul și USR-ul, dar lumea nu o să te ierte nici pe tine. Ce faceți mai departe?
dacă va ieși sau nu de la guvernare și stilul ăsta agresiv între doamna Dăncilă și domnul Tăriceanu, cred că e o greșeală. Ăsta a avut o întâlnire și doamna Dăncilă nu a participat ieri din aici motive de sănătate. Ca să citesc dintr-un PSD-ist cu care am vorbit, că vorbesc cam cu toți de acolo, mi-a zis, zice, domnule, ne-a chemat la CEX, am crezut că ne cheamă să ne luptăm cu Iohannis și cu Barna. Și am plecat de acolo certați cu Ponta și cu Tăriceanu. Zice, eu nu mai înțeleg nimic. Când noi venisem la CEC să ne luptăm cu Barna și cu Iohannis. Și a venit doamna Dăncilă și am plecat certați cu Ponta și cu Tăriceanu. Zice, o prostie, pentru că oamenii de acasă, pesediștii, poporul pesedist, zice, domne, dar ce-i cu Ponta? Lasă-l, ok, s-a certat cu Dragnea, ați greșit și voi. Uite, a luat 7% cu Pro-România. Hai să fim uniți, că altfel... Mai e un lucru și cu asta încheie această poveste care era importantă de lămurit și mă bucur că mi-ați dat ocazia. Doamna Dăncilă trăiește cu o impresie pe care au băgat-o în cap câțiva oameni. Doamne, e un fel de înțelegere cu Iohannis. Iohannis te vrea în turul 2, nu te schimbă din prim-ministru. Eu nu cred într-o asemenea înțelegere pentru că domnul Iohannis nu va face ceva împotriva intereselor lui. Adică dacă... De ce să o țină domnul Iohannis pe doamna Dăncilă? Sigur că ar vrea-o în turul 2. Oricine vrea în turul 2 cu doamna Dăncilă. Dar nici nu poate să facă o înțelegere cu doamna Dăncilă, că pierde. Pierde alegerile prezidențiale. O să le câștige Barna, care o spune, uite, eu n-am înțelegere cu Dăncilă. Guvernarea. Dacă nu mai ai majoritate în Parlament, dacă nu spui miniștri buni, ai tăi. Dacă nu faci niște programe, niște investiții, de ce stai la guvernare? Doar ca să ai mașină, secretară și SPP? Eu nu sunt de acord cu chestia asta și am dreptul să vorbesc că eu am plecat dintr-o funcție, nu m-a dat nimeni afară, n-a trecut nicio moțiune de cenzură sau... Am zis, dom'le, că nu mai pot să fac ce cred eu că pot să fac, poftiți cheile de la Palatul Victoria, faceți voi mai bine dacă puteți. Ideea că te ții de scaun încă o lună, încă o săptămână, încă... hai să mă pună și pe mine, ministru, o zi, o săptămână, o lună. Dar ce faci tu ca ministru acolo? Păi nimica, dar am și eu, îmi pun doi prieteni, consilieri. Adăugăm și, la CV. Numai că acum, haideți, sincer, mai e un avantaj să pui în CV că ai fost ministru în guvernul ăsta, nu. Deci, în continuare, eu cred că toate lucrurile și reformele și schimbările pe care nu le facem acum, în septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, sunt ca o boală pe care nu o tratezi la timp și care nu rămâne pe loc că n-ai tratat-o. Evoluează în sensul de a se agrava. La anul va fi și mai rău cu banii, cu deficitul, cu balanța comercială. Și dacă la... Semănăm cu 2009 și dacă la greșelile noastre se adaugă ceea ce probabil am văzut că ați dat și dumneavoastră la PS News, norii ăștia negri la nivel mondial, Germania e în recesiune, Italia e în recesiune, America probleme, războaie comerciale, suntem din nou ca în 2009, adică știți cum în pantaloni scurți și în tricou când vine iarna. De asta eu o să insist în continuare dincolo de polemici personale, că a zis X, că a zis Y. Oameni buni, treziți-vă, furtuna e lângă noi și dacă nu facem acum, o să facem mai târziu, dar o să ne doară mult mai tare și o să ne coste mult mai mult. Spuneați că doamna Dăncilă v-a ofertat, dacă pot să spun așa, să intrați la guvernare. Dar cum a văzut acest scenariu? Cum adică este și ALDE? Cum da, intra și Pro-România? Era și să cu... iasă ALDE de la guvernare, nu, să intre Pro-România? Nu, mi-a zis, domne, vine și Pro-România și ALDE cu cât un vicepremier. Și am spus, stai, oprește puțin. În primul rând, ce faceți cu ALDE cu candidatura? Domnul Tăriceanu, presupun că nu știa de... planurile i-au făcut o ofertă Dăncilă separată, dar eu cu domnul Tăriceanu vorbeam asta, doamna Dăncilă, nefiind în București în ultimii ani, credea că noi nu vorbim între noi. Vorbim între noi, adică trebuie să ai grijă când negociezi două lucruri diferite cu doi oameni, care cei doi oameni să nu se întâlnească. Sigur că m-am întâlnit cu domnul Tăriceanu și am spus, ok, ce ți-a oferit ție, ce mi-a oferit mie, ca să îi explicăm doamnei că nu am venit chiar acum... Ne-a adus așa apa Teleormanului până în București. Dar nu asta era ideea. Ideea era, și domnul Tăriceanu i-a spus același lucru. Fiorica, nu mai merge așa în forma asta. Cu 28 de miniștri, cu puși 7 milioane de oameni prin 7.000 de funcții. Eu am fost mult mai radical și am spus, vă rog frumos, haideți să înțelegeți că noi azi, în 2019, funcționăm cu statul român după o structură făcută de Nicolae Ceaușescu în 1968.
nu mai, noi funcționăm, e ca și când am merge cu o mașină din 1968. Și ne mirăm că nu merge bine, se strică și că facem accident și că hai să schimbăm, să spunem noi ceea ce toată lumea știe și nu spune. Nu mai putem să funcționăm cu 41 de județe. N-au sens cele 41 de județe decât ca să ai 41 de consilii județene, de prefecturi, de funcționari și așa mai departe. Nu mai poți să funcționezi cu Direcția de Sănătate Publică, Casa de Sănătate Publică, de Inspectoratul Școlar, de nu știu care să... Ce fac oamenii aia? Aia învață pe cineva la școală? Nu. Tratează niște bolnavi? Nu. Ce sunt? Sunt niște mii și mii, mii de funcționari pe care sigur îi pui acolo că sunt de la partid. Nu mai merge chestia asta. Nu mai merge cu partea de fiscalitate. Iarăși, opinia mea și Pro-România va veni cu acest program. Nu mai merge. Am trecut de perioada 2005 când, ok, lăsăm capitalurile să vină, că eram o țară săracă și acum sunt capitaluri. Hai să nu mai impozităm munca. Problema în 2019 este că nu mai avem oameni care să muncească și cei care muncesc le luăm jumate din bani cu contribuții și așa mai departe. Deci astea toate sunt niște lucruri, repet, pe care le simțim toți că trebuiau făcute de mult. Nu e niciodată momentul să le faci. Ba da, e acum. Că uite, Viorica, tot nu câștigi prezidențialele. Dacă tot nu le câștigi, măcar eu în 2014 ziceam că le câștig, hai să nu le facem, să supărăm electorat. Supără-l pe electorat. Dar o să vezi că la anul o să spună electorat, băi, a fost corect, așa e, nu se mai putea în felul ăsta. Trebuie să facem ceva. Și ți-asum chestia asta. Nu, dacă nu și-o asumă, n-am văzut nici PNL-ul că și-ar asuma să facă lucrul ăsta. N-am văzut nici USR-ul care e doar contra, că ei nu vor la guvernare. Bun, nu vreți la guvernare cu PSD-ul, dar nu înseamnă că nu vreți la guvernare deloc. Atunci de ce cereți voturi? Și mi se pare că o să ne băltim în continuare, iar boala administrației publice românești și a economiei românești se accentuează în fiecare zi. Ce relație aveți acum cu domnul Tăriceanu? Spuneați că vorbiți civilizate, destul normale, de des. Cum ați discutat o eventuală coaliție pentru susținerea, de ce nu, a unui candidat comun la prezidențiale? Îmi amintesc că la începutul anului spuneați chiar la noi, la PS News, că în cazul în care domnul Tăriceanu ar scăpa, să spun așa, de domnul Dragnea, Pro-România l-ar susține pentru prezidențial. Acum nu mai există domnul Dragnea și a rămas domnul Tăriceanu. Dar nu s-a schimbat nimic, din păcate, la PSD. Mi se pare că doar domnul Dragnea nu mai e, dar restul a rămas ca înainte. Stai aceiași oameni, până la urmă doamna Dăncilă era numărul 2, nu? E același stil agresiv în care primul lucru, spui ceva că nu ești de acord și au ieșit, te-au înjurat, te-au făcut în toate felurile. Alo, doamna Dăncilă, erați foarte amabilă cu mine, m-a chemat la congresul PSD, vorbeam, Victor, Viorica, acum de ce te-a pus să mă înjuri? Doar pentru că nu sunt de acord cu candidatura? Chiar cred că e o idee greșită candidatura ei la prezidențial. Cu domnul Tăriceanu am vorbit, cum de altfel vorbesc cu toată lumea, am vorbit cu domnul Barna și s-a supărat Cioloș că de ce nu vorbesc cu el, de ce vorbesc cu Barna. Am zis, domnule, parcă sunteți soți-soție, așa, că sunteți geloși cu care vorbesc. Dacian, vorbesc și cu Dan Barna, o să vorbesc și cu tine, poți vorbesc cu domnul Iocani, poți vorbesc și vorba aceea cu domnul Băsescu, cu care am fost adversari atâția ani, dacă ne întâlnim noi că nu vorbim sau nu. Eu chiar cred că am ajuns în România, cel mai mare titlu de glorie este că nu vorbești cu nimeni. Bine, și dacă nu vorbești cu nimeni, cum poți să faci? Tot ceea ce spun eu, schimbare de administrație publică, de sistem fiscal, de economic, nu se poate face de unul singur, că nu suntem pe vremea Partidului Comunist, când venea PCR-ul și trebuie să-ți creezi niște alianțe, trebuie să creezi un suport pentru aceste reforme, altfel n-ai cum să le faci. Cu domnul Tăriceanu asta am discutat. Întâi ideea de a fi în trei, de a avea un candidat comun. Nu s-a ajuns la niciun rezultat, pentru că doamna Dăncilă a zis, da, să fiu un candidat comun, să fiu eu. Bun, dar poți să ne arăți că ești candidatul care câștigă sau care are ceva nou? Nu sunt contra din principiu, dar spune-mi, te rog, convinge-mă, ca să zic așa. Care sunt aturile? Da, explicăm logica acestei candidaturi și dacă mi-o explici și mă convingi, e ok. Dar nu că trebuie să fii tu. La fel a fost cu propunerea pentru comisarul european și asta am discutat. Hai să facem și uite, susține și Pro-România, susține și ALDE, cred că va susține și Iohannis. Faceți o propunere, nu
să scrie PSD pe el, ca pe Rovana Plumb sau pe... O propunere atât de bună, o femeie profesionistă, o româncă de succes, respectată pe plan internațional, pe care nimeni, nici adversarii PSD-ului să nu poată să o niciun ziarist să nu poată spună, domnule, unde ai găsit-o pe respectiva persoană? Nu, nu se poate. Da, domnul Tăriceanu este o variantă mai bună decât Dăncilă pentru... Adică l-ar susține pro-România? Ați discutat cu dânsul? Nu mi-a cerut așa ceva. Da, nu am discutat așa ceva. Știm că partidul dânsului îl susține. Pentru... E normal. Până la urmă, fiecare partid are dreptul să-și propună candidatul. Noi la pro-România am fost un pic mai, cum să spun, mai precauți. Sigur că avem și noi doi candidați care pot să intre în bătălie. Dar în același timp am spus, bun, ok, și ne batem toți trei ca să ce? Să fim pe locul trei? Ideea este, poate reușim să susținem un candidat care cu adevărat să intre în turul 2, cu adevărat să-i pună o problemă domnului Iohannis și cu adevărat să reprezinte o alternativă. Și dacă pierde în fața domnului Iohannis, să fie un simbol a ce înseamnă centru, stânga, modern, progresist. Deci nu mi-a cerut așa ceva, pentru că nu am ajuns la acest punct. Ceea ce am spus eu domnului Tăriceanu și mi-a dat dreptate, a fost, uite, rămânem în relații bune, putem să vorbim, putem, da. Cât timp tu ești la guvernare și eu sunt în opoziție, nu poate să existe un proiect comun. Dacă voi vă decideți în urma relației voastre cu doamna Dăncilă, că nu mai sunteți în alianță, atunci sigur putem să vorbim. Deci ne putem aștepta pe viitor la o alianță pro-România, de în cazul în care ALDE va decide să iasă de la guvernare? Depinde dacă ALDE ia decizia de a nu mai merge mai departe, că de fapt eu nu le-am zis uite, hai, rupeți-vă de PSD. Le-am zis, cereți-le și voi PSD-ul, dacă sunteți de acord cu ideea că trebuie restructurat guvernul, că trebuie schimbat programul, că trebuie adus alți oameni, că trebuie făcut ceva altceva decât a fost în ultimii 2 ani și jumătate. Deci e o chestie logică. Dom'le, dacă guvernați extraordinar PSD-ALDE în ultimii 2 ani și jumătate, nu luați bătaie la alegerile europarlamentare. ALDE n-a făcut 5%, PSD-ul a făcut cel mai slab scor al lui din istorie. Din totdeauna. Deci, ca să zic așa pe înțelesul tuturor, dacă ceva merge prost, nu continui tot cu ceva prost, încerci să schimbi, că e clar că nu merge bine. Doamna Dăncilă merge pe ideea, dom'le, a mers prost, dar mergem tot așa, că o să fie bine. Păi, nu poți să faci aceeași greșeală de 10 ori, să te aștepți la un alt rezultat, că înseamnă că nu ești cel care trebuie să ia decizii. Deci, referitor la domnul Tăriceanu, în primul rând, o să vedem ce vor decide. Mai sunt 10 zile, nu? Până la începerea sesiunii parlamentare. Din punctul nostru de vedere al Pro-România, se vine cu guvern restructurat, se vine cu alt program, se vine cu alți oameni, se face altfel decât s-a făcut în ultimii 2 ani și jumătate, susținem. Indiferent că m-a certat biroul de presă al PSD, eu m-am învățat viața, știți cum? N-am primit de la adversarii politici atâtea jigniri cât am primit de la oameni pe care i-am ajutat. Dacă nu mă lasă memoria, pe doamna Dăncilă, eu am pus-o europarlamentar. Și știu că m-au certat mulți după aceea. Băi, Ponta, tu ai pus-o. Sigur că nu-i plăcut acum să vezi că mă face în toate felurile sau și asumă un text. Asta ține și de caracterul, educația și capacitatea intelectuală a fiecărui om. Sâmbătă are loc un congres la PSD și da. Spuneați că ați fost invitat? Doamna Dăncilă mă invitase, da. În calitate de ce? În calitate de președinte al Pro-România, nu. Că nu. Și ideea de a chema a fost... E un congres al PSD-ului, totuși. E un congres al PSD-ului. Eu țin minte că atunci când eram și la Tineretul Social Democrat și după aceea la PSD, în general, chemam liderii altor partide, nu neapărat aliați cu PSD-ul, pentru că mi se pare normal să pot să discuți. Veți merge? Păi nu mai merg, că nu mă mai primește acum, probabil, dacă nu o susțin pe doamna Dăncilă. S-a închis oferta. Îmi pare rău, pentru că în sală nu știu câți oameni vor fi, dar cu siguranță 90% dintre ei sunt oameni pe care îi respect, oameni care alături de care am muncit 20 de ani, oameni care s-au luptat pentru mine în 2014, eu m-am luptat pentru ei, că am toți primarii în funcție și președinți de consilii și parlamentari în 2016 au făcut campanie cu poza mea. Și eu cred în continuare că eu nu o să mă dezic niciodată de
poporul PSD-ist de social-democrație, chiar dacă au niște lideri cu care eu nu pot să fiu de acord și cu care, iată, nu găsesc nicio cale de comunicare. Însă sper sincer că ideea de social-democrație și de stânga să fie reprezentată. Dacă nu poate să o reprezinte PSD din cauza liderilor, o să o reprezinte pro-România. Vă așteptați la surprize la acest congres? Am văzut la congresul trecut, s-a lăsat puțin cu huiduieli, cu supărări. De data aceasta, cum credeți că... Nu, e un singur candidat. Nici măcar doamna Dăncilă nu poate să candideze singură să iasă pe locul 2. Dar nu asta e problema. Problema este care e mesajul pe care îl dai mai departe către electoratul de stânga, care e foarte dezamăgit și foarte demobilizat după 26 mai, nu? Ce spui? Dom'le, am greșit că am stat cu Liviu Dragnea până în ziua în care l-a luat Duba de la sediul de partid. Am greșit că l-am schimbat pe Grindeanu, am votat noi moțiune de cenzură, singurul guvern PSD dat jos vreodată pentru o moțiune de cenzură este cel dat jos de PSD. Am greșit că am promis lucruri pe care toată lumea știe că nu le putem face. O spun din nou, tare mi-aș dori ca toate pensiile să se tripleze, dar noi toți știm că nu e adevărat. Și chiar și pensionarii știu chestia asta, îi spun, nu, voi mă păcăliți că în 2021 nu e adevărat. De ce nu-mi dați acum dacă aveți? Am greșit că în loc să stăm 2 ani și jumătate să ne certăm despre codul penal și amnistii și grațieri, trebuia să facem 8 spitale, cum ai promis, sau 3, câte aveai bani, să iei bani europeni. Vrem să facem lucrurile altfel. Nu mai stăm cu cota unică din 2005. A fost bună în 2005. În 2019 nu mai este bună. Trebuie să scădem taxarea pe muncă. Nu se poate ca în România totul să fie ieftin, mai puțin munca să fie scumpă. Trebuie. Dacă va fi așa un congres la care, bun, o susținem pe Viorica, întrebarea mea a unuia care nu voi fi din păcate în sală este: convinge-mă, de ce trebuie să te votez pe tine? Să nu iasă Iohannis. Am văzut că ai o relație foarte bună cu Iohannis. E bun Iohannis. Eu personal nu cred că e bun, dar doamna Dăncilă zice că e bun. Să nu intre Barna în turul 2. Ok, dar votanții lui Barna nu sunt votanții PSD. De ce nu ai putut să te înțelegi cu Tăriceanu, cu Ponta, cu ALDE, cu Pro-România? De ce nu vrei să schimbi, să faci un guvern mai bun? De ce nu vrei să spui lucruri pe care toată lumea le știe? Că sunt prea multe primării, că sunt prea mulți funcționari, că sunt prea multe pile, că nu mai merge, nu mai sunt bani pentru chestiile astea. Altfel, ce surpriză să fie? O să fie o dezamăgire. V-am spus, vorbesc cu mulți PSD și toată lumea mă întreabă ce se întâmplă. Hai, mai stăm și noi o lună, două, trei, cinci și după aia asta e. Și zic, dar după aia asta e ce? Până când stați în opoziție? Până în 2024, 29, până în 2500, până când? Păi ce să facem? Asta e. Nu vor să vină la Pro-România? N-ați discutat unii dintre de... ei, unii dintre ei vor și vor veni. Alții nu vreau eu să vină. Dar ideea nu este de a transfera tot PSD-ul pe Pro-România, știți așa, bagi o firmă în faliment și faci una nouă și muți acolo personalul și afacerile. Ideea era de a înțelege că de 2 ani și, că s-au pierdut 2 ani și jumătate, nu că s-au pierdut. De fapt, ai mers în jos, că dacă rămâneai la 45% era extraordinar. Că războiul ăsta l-ai dat afară pe Ponta, pe Tudose, pe Țuțuianu, pe Neacșu, pe toată lumea care n-a fost de acord. Acum am văzut doamna Dăncilă tot cam așa. O dă afară pe Cate Andronescu. Nu sunt mare suporter al doamnei Andronescu, că am fost dezamăgit de decizia ei atunci de a face pace cu Dragnea. Da, și dat-o la afară. Te cerți cu Firea, iarăși. Nu sunt mare suporter al doamnei Firea. Tot pentru că n-am înțeles de ce a stat atâta timp lângă Dragnea, dar ideea să tot dai afară, să te tot cerți. Vă spun din nou pentru că mi-a plăcut cel mai tare această exprimare, repet, a unui PSD-ist, nu mi-aparține. Și dom'le, noi ne-am dus acolo să aflăm cum ne luptăm cu Iohannis și cu Barna și am ieșit de acolo certați cu Ponta și cu Tăriceanu. Asta gândește PSD-istul normal, obișnuit. Și zice, da, de ce? De ce trebuie să ne certăm între noi în timp ce ceilalți, iată, câștigă, vor câștiga din nou prezidențiale și la anul urmează localele în care, sincer, PSD sau stânga, că nu mai vorbesc de PSD aici, vorbesc și de Pro-România și de ALDE, care sunt șansele să câștigăm orașele mari?
vă vorbesc după scorul de pe 26 mai. Care sunt șansele, într-adevăr, să în afară de primarii, de comune mici, care sigur se aleg orice ar fi, pe orice partid și pe... Care sunt șansele în 2020, să, în mod serios, să spui, domnule, continui o guvernare de stânga? Zero azi, când vorbim. Deci nu trebuie să faci o schimbare dacă azi șansele sunt zero și dacă direcția e greșită. Ideea să mergi pe aceeași direcție, lasă, hai că nu mai e Dragnea. Nu, problema n-a fost doar Dragnea. Problema a fost toate celelalte și oamenii din jur și să nu schimb nimic. Seamănă așa cu Uniunea Sovietică în anii 80, când a murit Brejnev, a venit și nu se întâmpla nimic. Pe final, aș vrea să discutăm și despre un caz care a îngrozit România, de-a dreptul, cazul de la Caracal. Cum este posibil ca în 2019, cu atâta tehnologie, iată, la 3 săptămâni de la dispariția celor două fete, să nu se știe nimic? Ce credeți că nu funcționează, ce n-a funcționat? Păi, cred că tot ce înseamnă serviciu public și administrație publică a ajuns într-un punct în care nu mai poți să-l mai peticești. Să-i pui un leucoplast, să mai schimbi. Am înțeles, ai dat afară pe un șef, sau foarte bine că l-ai dat afară. Pui altul șef la fel ca cel de dinainte. E clar că trebuie să faci un reset așa, să zici, domnule, oameni buni, nu mai merge în fel. Exact ce spuneți dumneavoastră, adică, nu știu, orice companie, nu-i dau nume ca să fac reclamă de transport, îi pui pe telefon și vine și te ia de unde ești, de pe terasă sau de la casă sau de la PS News, da? Și tu, dita, mai statul român, nu poți să găsești un telefon. Aveți și dumneavoastră copii. Vă simțiți în siguranță după cazul acesta? Nu, și nu doar după acest grozitor, caz. Grozitor, de altfel. Am copii care merg la mall, care merg la festival de muzică, care merg pe stradă. Siguranța personală este mai importantă decât orice, decât banii, locul de muncă, decât orice altceva. Vrei să știi că nu stai cu frică că ți intră peste părinții bătrâni, ți intră niște hoți și le dau cu toporul în cap, că nu ți-a copii nimeni de pe stradă. Lucrurile astea se întâmplă în orice țară din lume, dar trebuie să ai un sistem care să fie atât de rapid și atât de eficient, încât pentru siguranța personală sunt dispus să renunț la orice. Da, domne, ia-mi toate datele din telefon, fă ce vrei, că n-am obsesia aia, prostia aia cu statul paralel și cu... Bine, foarte bine, vreau să știu însă un lucru. Dacă nu mi-a răspuns acum copilul la telefon și pun mâna pe 1 la 112, în 5 minute îi găsește locația. Eu renunț la aceste lucruri pentru siguranță personală. 2 ani și jumătate a fost lupta asta absurdă, s-au dat decizii ale curții constituționale, că nu se mai poate, că nu știu ce, că vai, suntem toți înregistrați, om fi toți înregistrați, sunt convins că s-au, evident că DNA, Ploiești sau alții au făcut numai prostii, dar asta nu înseamnă că distrugi un sistem care funcționa în România. România era o țară destul de sigură față de altele. Iarăși toate clanurile de interlopi sunt liberi. Prin 2014-15 erau toți în închisori. Acum am văzut că sunt toți liberi. Iar, apropo de asta, PSD-ul, toți reduci pedepse și... Stai mă puțin, nu reduc pedepsele. Poți să spui că s-au făcut abuzuri. De acord. Eu sunt unul dintre cei care pot spune. Dar asta nu înseamnă că reduci pedepse, asta nu înseamnă că faci un sistem în care toată lumea scapă. Dincolo de partea senzațională, dacă nu se întâmplă nimic, de fapt, aia e cea mai mare tragedie. Pentru că noi avem această boală, ne ambalăm, se întâmplă ceva, se știe. Apropo, mai știți ceva de ce s-a întâmplat de fetița adoptată, luată cu forța de procuror? Sau... Nimic. Trece, apare o altă știre. Astăzi o să se vorbească de vizita la Washington. Nu mai vorbește. O țară serioasă și un sistem serios este cel care ia măsuri și de-a doua zi zice, da, domne, n-am fost în stare să evităm necazul ăla, de-a doua zi facem altfel. Eu mă întorc mereu și nu vreau să fie obsesie. La colectiv au murit niște oameni nevinovați. Lucrurile n-au funcționat bine. Am plecat eu din funcție, au plecat miniștri, primari, ce au fost ei. De-a doua zi, ce s-a făcut să fie mai bine? Doamne ferește, azi dacă avem un incendiu ca la colectiv, mor mai mulți oameni decât au murit în 2015. De fapt, asta e problema, ca și în cazul de la Caracal. S-a întâmplat o tragedie, sancționez pe cei vinovați, foarte bine,
după care ei măsuri ca în viitor să nu se mai întâmple. Mie nu mi se pare că s-a luat nici, nu merge nimeni în direcția în care, cum e posibil ca la dispeceratul 112 să fie o singură persoană și sunteți 160.000 de angajați în Ministerul de Interne. Restul 159.999, unde erați, domne? Am trecut în țara vecină, în Bulgaria, am stat la o coadă de vreo nu știu câte ore, că erau doi polițiști. Când au vrut să rezolve, am venit duminică seară la Giurgiu, s-a trecut în 5 minute, erau 20 de polițiști. Deci poți să rezolvi probleme. Condiția să te intereseze cu adevărat, să ai management, să ai bunăvoință și să ai un tip de autoritate. În acest moment, în România, nu mai există niciun fel de autoritate. Pentru cine? Pentru miniștri? Nici nu știi cine-s miniștrii. Oricum îi pune de la partid, îi dă afară de la partid. Cine nu sunt mai șefii? Bine că te înveți cu unul, că vine cine altul. Cine sunt și... șefii de poliție? Păi pe cine era șef la Olt? Ăla pus de baronul Stănescu, de la Olt. Păi cum să-l dai afară? Că n-ai cum, că toți... Că ei cu cine erau prieteni? Cu interlopii. Care, da, eventual. Asta spun. Deci, după această tragedie de la Caracal, după ce s-a întâmplat la spitalul de psihiatrie, dacă nu faci nimic, doar te plângi, dai afară 10 oameni. Foarte bine. Dar dacă după aceea nu îndrept sistemul, totul a fost degeaba și se va repeta. Domnule Victor Ponta, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag. Mulțumesc! Mulțumim!